Saluto com você, Maria, e era você sempre vem com me dizendo logo acho que são chepema. Estas vai despaquetar o bilo e do meu dois. Será o item lá de maia pra. E are 7 surprize, mesajul secret, ce poate face ea, sticluța, papucei, îmbrăcămintea, accesorul și păpușa. Ai scrie Unbox Me și este diva. Aici este LOL Surprise TMMC, adică originalitatea lor. Aici este seria 1, serie sau nu știu cum se citește, codul de bare și fermoarul. Și uitați, un scris foarte mare și foarte mic și foarte lung, să începem să-l despachetăm. Aici este primul fermoar. Să vedem. Aoleu, te doare unghia. Au, ce mă doare unghia. Foarte tare când despachetez această bilă. Apropo, această bilă am comandat-o pentru că nu se găsea în, aici la noi, în țara românească, se găsea numai pe Mag, bilă dolls. Aoleu, doamne, se desface super greu și ceva foarte, nu s-a desfăcut cum trebuia, dar în fine, să începem despachetare. Aoleu, cred că o să-mi iau 100 de ore să despachetez un fermoar de ăsta. Dacă îl deschideam drept, eram cu 100 de ori mai bine. Aoleu, Maia, aoleu, o să mă doare unghia. Mesajul secret. Hai să vedem ce este. O rochiță și un ventilator. Să vedem ce scrie. Fashion fan. Fashion fan. Fashion fan. O să le pun aici. Oh, scuzați, mai este invers. Trebuie să le pun aici așa frumos. Uitați, foarte frumos, așa. Și trebuie iar să mă încerc, măcar puțin să desfac. De undeva să încerc. Au, ce mă doare unghia. Eu am unghiile foarte mici. Trebuia să am ceva mai lung, măcar. Unghie mai lunguiață. Oh, în sfârșit am reușit. Puțin, măcar. O să trag așa. Wow! Diva, din păcate, nu prea mai are păr. Și cred că am surprise, am zis, este frumos. Bun, ia să vedem următorul strat. Nu știu ce. Ne va pica. Auci. Doare foarte. Bine că stratul ăsta se desface mai simplu. Deci, ce v-am zis? O rochiță și un ventilator. Fashion fan. Nu știu dacă așa se pronunță, dar am pronunțat cum am citit. Aoleu, doamne, o să mai fac filmulețe cu LOL Bigger Surprise când o să apară. Tot o să-l comand. Dacă apare la Noriel, desigur că mi-l cumpăr din tot acea zi. Auci, doamne, dar chiar doare. Nu putea să apară altceva? Doamne, vreau să iau mai repede ăla, că îți mai nedvează la maxim fermoarele astea. Mare lor, haideți odată că eu filmez aici, nu fac glume. Nu glumesc cu bila asta, eu chiar vorbesc cu ea. Să mă las odată să desfac în continuare stratul ăsta, că mi-a mai rămas o bucățică ca să pot să iau și eu mesajul secret. Am luat mesajul secret. Ce face păpușica? Mamă, ce frumos! O să ne pice sticluța, dar mai întâi ne pică ce face păpușica. Aoleu! Asta mă enervează cel mai tare. Asta mică. Asta pot să-l scot așa. Wow, este ca o brățărică. Uitați și fermoarele. Ce frumos, o brățărică. Ia să vedem. Lăsăm deoparte. Și ia să vedem. Wow! Ce face ea? Schimbă culoarea, scuipă, face pipi sau plânge?
Ce credeți că face păpușica mea? Wow, aici scrie plus apă ce va face. LOL Surprise TMMG. Le pun tot acolo. Și următorul strat, care este o păpușică foarte, foarte drăguță. Mie îmi place foarte mult această păpușică. Nu vreau să-mi pice ea, dar îmi place cum arată. Dila o să fie aurie, deci nici prea una ultra. Wow, aurie cu bilute? Chiar nu știu. Acum o să ne pice o sticluța. Ce scrie? Extend, yes. Yeah. Nu știu ce înseamnă asta, dar aici avem niște sticluțe foarte drăguțe. Și aici mai avem o păpușică, o regină. Getting closer. Da. Aici avem niște sticluțe foarte frumoase care îmi plac. Ia să continuăm să desfacem. Oricum, asta nu e Dila, dar vreau să mai dureze un pic. Bun. Ia să vedem unde e. Wow! Astea le vom despacheta la sfârșit. Pentru că... Uitați, aici era o găurică. Aici e o găurică. Și se vede ceva înăuntru acolo. Văd eu. Nu voi că e întuneric. Acolo la voi. Bine, hai să vedem. Oh, aici se desface simplu pentru că, uitați, avem încă o găurică. Aici ne va pica papucei. Ce drăguț. Avem niște papucei foarte drăguți. Wow. Și aici avem o păpușică foarte frumoasă. Îmi place. Almost de... Nu știu ce înseamnă, dar e foarte frumoasă și hai să despachetăm și acest drag și papucei sunt foarte drăguți. Mi-au plăcut papucei. La revedere acest drag și tu. Pun aici surprizele ca să le vedeți voi. Că deja... Oh, mai avem o surpriză. Mai avem o surpriză care aici sunt papucei. Îi lăsăm și ca să-i vedeți. Tot mai avem încă un strat. Aoleu, ăsta se desface mai greu. Recunosc. Mai că cred că o să se desacă rapid cu mine. Aoleu, trebuie să-l las strat. Oh, scuzați. Nu vedeți prea bine așa. Wow, am desfăcut-o puțin perfect. Wow, aici avem rochițe drăguțe. Wow, uitați-vă ce drăguțe sunt. Uitați, foarte frumos, avem așa cu numărul 1, una așa de școlăriță. O păpușică foarte frumoasă, Campbell, și mai ne spunem ceva, nu înțeleg ce ne zice, dar oricum e o păpușică foarte frumoasă. Wow, ce rochițe frumoase și îmbrăcăminte. Wow, avem și o sirenă aici, wow. Ia să scoatem surpriza, ia, sper să fie ceva aici. Wow, aici avem o felie de pizza. Bila, după cum observați, este cu sclipici. Este ca o felie de pizza aceasta. Și chiar ne arată o felie de pizza acolo. Scoatem aici, presupun că este rochița, dar după cum ne arată acolo de rochițe. Asta o să-l dăm deoparte un pic și acum vom desface Bila, LOL, surprise. Wow, avem o toartă foarte frumoasă, aurie. Cu sclipici, îmi place foarte mult această toartă. Avem păpușica noastră. Aici nu e, aici nu arată păpușica care ne va pica. Nu va arăta, dar în fine, le lăsăm toate accesoriile aici. Avem aici o cădiță frumoasă, aba nu o bucătărie. Mai avem aici, nu știu ce este asta, un accesoriu ceva. Uitați frumos, surprise asta. Wow! Zici că e fake. Uia, ce ne poate pica aici? Nu ne uităm deocamdată, ne uităm după aceea, pentru că... Aici avem păpușica! Aoleu! Nu pot să cred că am și... Am foarte multe bilele, de să nu cred că este prima. Astea le punem aici la sfârșit, așa, frumos. Uitați, hai să acum începem să despachetăm surprizele. Prima surpriză o să fie aceasta. Surprise in the egg. Rich LOL Surprise TMMC. Foarte frumos, citiți și voi. Haideți, mai avem mult timp. Gata! Și acum desfacem acest buculeț cu surprize.
Wow, wow, wow! Ce frumoasă este păpușica și fetița aceasta, mie îmi place. Cred că știu cine este. Are sclipici! Wow! Are așa cu sclipici aici, dar mi se ia pe mâini așa. Cu sclipici, uitați! Are aici așa un sclipici frumos și avem aici portocalii, așa. Portocaliu, frumos portocaliu. Aici avem o fundiță galbenă, pardon, portocalie, care vine așa la spate. Și aici este un fel de galben aici, așa, un galben, un gălbui așa. Ia să vedem. Și aici avem un manechin, LOL, mamă ce. Un manechin care are și un buric. Wow! Foarte frumos! Mă uit. Doamne, de ce mă uit? Mă uit în pliantul ăla. Foarte frumos. Manechin care e de fapt două manechine pe care le putem rupe. Dar nu, nu. Și wow, în spate este toată roz cu... Mai are câteva pete de sclipici, dar e foarte frumoasă. Oricum, nu are niciun defect, rochița. Mai desfacem. Nu, asta nu vreau. Nu, asta o desfacem mai puțin. Papucei vreau. De aceea scrie LOL Surprise. TMNC. TMNC. Aici. Surprise and yay. Vă las pe voi să citiți câteva minute. Haideți, trec minutele mai repede. Și să începem. Oh, doamne. Nu credeam că se desfac mai... Mai... Ah! Uleu, dar cum se desfac astea? Nu pot, mamă. Acest papucei, după cum îi simt. Oh, s-a desfăcut? Nu, nu s-au desfăcut. Ah! Doamne, cât de mine s-au prins aici, papucei aceștia. Vai de mine! Revin, mă duc să iau o farfecă. Am adus o foarfecă. Bun. Și tăiem acest piculeț. Tocuri. Acum vi arăt și vouă. Uitați, avem aici niște tocuri. Ia să vedem ce culoare sunt, să ne dăm seama. Să vă arăt ce tocuri sunt. Prima oară vă arăt rochița, că nu v-am arătat-o. E foarte frumoasă. Să vi-o învârt. Și că e platou de mâncare. Și acum papucei. Ia să vedem. Ei sunt roz. În realitate sunt mai închiși un pic decât în filmare. Sunt roz cu niște tocuri destul de... Niște tocuri mari. Destul de mari. Oh, pardon, pardon. Aici avem... Pardon, avem așa... Foarte frumos, sau o gaură înăuntru ca să intre papuceii. Foarte frumos, îi pune... Oh, pardon, trebuie să-i punem aici ca să vedeți frumos mai de aproape, așa. Oh, așa, bun. Următorul piculeț este aceasta. Wow, ce drept este! LOL Surprise, TMNC, acolo, jos, TMNC. Și aici, Surprise, unde-i ai? Uitați. Cred că știu ce păpușă este. Dar, e diva, cred. Nu, nu e diva. Wow! Are fundiță foarte frumoasă. Pliculețul e gol, uitați. E o fundiță galbenă, așa de frumoasă. E un pic murdărioară aici, dar nu este nimic. Nu este o rușine. Aici mi se pare că sunt niște inimioare, așa, dar voi nu le vedeți. Bine, cred. Nu știu cum se vede pe filmare. Este mai închis, după cum v-ați zis, în realitate, da?
Este mult, putem să îndoim, foarte frumoasă. Oranj, așa, galbenă. Oranj, pardon. Portocalie, așa. Oranj, îmi place foarte mult. Uitați să vă arăt și pe acest piculeț. Uitați ce frumos este. Este impecabil. Wow! Scuzați, a căzut de pe... Le punem aici ca să le vedeți. Ia să vedem următorul. Cred că e ultimul piculeț. Bam! E penultimul. Am uitat și eu de păpușă. Asta nu știu ce să... A, borcanasul. Scuzați, m-am uitat. Sunt și om. Da, este păpușa aia care... Care... Pam! Care mi-am dorit-o. Wow, are sclipici oranj aici, care mi s-a luat pe mâine. Sclipici oranj, uitați ce frumos, este oranj. Aici e o găurică din care poate bea păpușica noastră. O toartă pe care să țină să bea păpușica. Și aici este roz bombon. În realitate, wow, ce frumos, e roz bombon. Wow, roz bombon, roz bombon, roz bombon, ce frumos, îmi place. Și se vede și pe tăvița aceasta, dacă stă dreaptă în picioare, foarte frumoasă. Foarte, mie îmi place să o pun aici ca să o vedeți. Dacă stă dreaptă, nu, nu, ba da, o să stea. Nu, nu stă dreaptă, vă rog să mai stați, dar nu stă dreaptă, pun aici mai aproape. Și cine vrea la 3 să vadă păpușica? Mă uit, mă uit, mă uit. Acum o să mă uit. Ua! Ce frumoasă este această păpușică. Aici avem o găurică unde se pune fundița. Foarte frumoasă păpușica. Cu părul sclipicios. Wow! Wow! Are sclipici un pic pe față. Aici avem o găurică unde ne putem băga fundița, dar o să îndac și o să dau pauză puțin. Wow! Cea mai frumoasă păpușică de-a mea. A mea, păpușica a mea. Poate păpușele voastre sunt mai frumoase, adică păpușica mea e cea mai frumoasă din colecția mea. Aveți și voi o păpușică din colecția voastră care să fie cea mai frumoasă? Uita, ce frumoasă asta, e cea mai frumoasă. Wow, are și aici ceva. Este cu sclipiș părul, uitați ce frumos. Are așa puțin breton aici. Wow! Hai să îmbrăcăm de față cu voi aici. Mamă, da, trebuie să o bagi, să nu glumești aici, chiar bagi o fundiță. Trebuie să mă chinui destul de tare să bag această fundiță, dar nu văd că nu intră, ori e prea mică. Aoleu! Revin. Gata, dragi prieteni, uitați fundiță. Acum trebuie să-i punem rochița. Cred că o să-i stea și mai frumos decât îi stă acum. Acum nu-i mai stă așa. O să dau pauză ca să pun și pe acesta, că e cam greu. Și păpușica, wow, e foarte frumoasă. Ia să ne uităm pe album. Să vedem pe album cum arată ea. Uitați, aici avem pe o parte doar câteva păpușele. Nu pot să vi le arăt așa de bine. Cum câteva păpușele, sper să fie una aici undeva. Este rară! Se putea și mai bine, dar este rară, păpușica mea. E rară. Uitați-o aici sus. Și are o steluță și aici. O să căutăm steluță. Uitați, steluță. Rare. Și rare, rare. Populare, populare. Ultra rară, tres rare. Da. Bun, ce frumos. Va, ce frumos, frumos, frumos. Îmi place. E foarte frumoasă. Acum îmi iau la revedere de la voi. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să dați un like
și să apăsați butonul de subscribe și pe clopoțel. Pa, pa! O să mai revin și cu un LOL bigger pe acest canal. Pa, pa!